Iarăși, bună ziua! Chiar cum ce vreau să vă spun că mi-am făcut patucul, iată, mi-am făcut patucul ca în armată. Așa m-a învățat armata. După ce te scoli, frumușel, în dreapta, ștearne spatul după tine. Și e o lecție foarte bună. Mi-am călcat tricou, ia cam și fiat de călcat aici, a hotelului mic. E pe aburi, că la noi e pe cărbuni. Da? Mi-am călcat tricoașul. Și mă pregătesc. Ia dacă mănânc vreo fructe, să iau o fructă, stau numai pe fructe, m-a rugat tot nevasta. Nu mânca cărnuri grasul, stai pe fructe, că și ai avea o față ca banană. Frumoasă ca banană. Și mănânc fructe, vin de acum nu mai beau. Din ce cauză? Nu m-am bătut, că am băut aseară. Nu m-am bătut aseară. Și mănânc o fructă. Acum un grei fruct, nu mult, nu mult, că să nu mă umple pânticul, ca să arăt bine la repetiție. Și peste o oră sunt la repetiția de... Da, în afară de droguri, și în moda la Anglia, mi-au luat omega-3. Nu știu ce ajută să mă ajută, dar am auzit de la doctorul meu să iau câte omega-3. Foarte bine. Așa m-a liniștit. Mi-a dat curaj, mi-a dat, știți, am să iau și cu mine în avion, vă câteva, să le duc și neveste mele. Să nu mănânci grăsimi. E omega 3. Reclamez pentru toți. Fiți sănătoși. Pa, v-am pupat.